Alături de noi este avocatul Adrian Cuculis, care astăzi ne va spune totul despre Ordinul de Protecție. Bine ați revenit! Bine v-am găsit, băieți, vă salut și mie îmi place foarte tare să aleg subiectul ăsta și, de fapt, toate subiectele pe care le dezbatem noi în emisiune de subiectul anterior cu bucătăria. Așa că ce o să discutăm astăzi cu Ordinul de Protecție are legătură cu mâncarea. Când e mâncarea mai nasoală, nu e caldă, nu e nu știu ce, apare scandalul prin casă. Și automat? Și automat apare și Ordinul de Protecție, pentru că cel puțin în perioada asta, până prin august-septembrie, când se va reconfigura legea, Ordinul de Protecție este doar în legătură cu faptele din interiorul familiei sau familiei asimilate familiei, de fapt, concubinajului. Hai să-l definim cu ocazia asta. Ce este mai exact un Ordin de Protecție? Păi, dacă ar fi să-i dăm o definiție simplă din popor, ar fi de fapt cumva un fel de protecție pentru femei sau pentru bărbați, pentru copii, pentru bunici, pentru concubini, în momentul în care unul dintre ei pur și simplu o ia ras din mai multe puncte de vedere, pentru că Ordinul de Protecție nu se referă doar la violența asta fizică pe care o putem înțelege și vedea din nefericire de foarte multe ori, ci vorbim despre violența psihologică, despre violența cibernetică, despre violența religioasă, spirituală, mă rog, cea care derivă din partea financiară sau orice fel de tip de violență care ar putea să țină într-o stare de temere, de orice fel de natură, una dintre cele două persoane, pentru că o bună parte dintre ordinele de protecție, să știți că nu sunt emise doar pentru femei, sunt emise și pentru bărbați și pentru copii, pentru că violența se poate îndrepta și împotriva copiilor. Ce condiții trebuie să se respecte ca să putem să cerem acest ordin de protecție? Înainte de orice, vreau să le spun celor de acasă că dacă fac parte din tabloul acesta nefericit, fie că sunt femei, fie că sunt bărbați, fie că sunt copii, există telefonul copilului, pot apela la acel telefon al copilului și copiii pot obține acel ordin de protecție împotriva unuia dintre părinți. Poate că mama sau tatăl, unul dintre ei, ar fi prea timorați ca să apeleze la o asemenea procedură. Copilul, până în 18 ani și după 18 ani, dacă rămâne în familie acolo, poate să facă lucrul acesta și să-și salveze unul dintre părinți de violența de oricare natură ar fi ea. Practic, una dintre condiții ar fi să existe, bineînțeles, această violență. O altă condiție foarte importantă este să fie și dovedită într-un fel sau altul. Și sigur și să apelezi la forța statului, respectiv la poliție. 112 este serviciul de urgență unde poți suna, poți solicita intervenția unui polițist. Apropo de treaba asta, ați văzut ce s-a întâmplat numai departe de acum două, nu, chiar ieri de fapt, cred că a fost cazul acela, un soi de Caracal 2, unde doamna a sunat la poliție, la Brăila, exact. Poliția a venit, nu a intervenit, nu a intrat în casă, deși, atenție, avea acest drept, prerogativ, asta era dată prin lege. Sfârșitul a fost tragic. Și sfârșitul a fost tragic. Deci, Ordinul de Protecție este foarte serios, se emite în condiții destul de legere, aș putea să spun, pe baza unei declarații, dacă sunt și semne vizibile, cu atât mai mult, și se numește chestionar de evaluare a riscului. Acel chestionar derivă din lege și polițistul practic îți adresează niște întrebări. Dacă ai și dovezi, cum ar fi, eu știu, un martor care era în casă, chiar copilul tău, înregistrări, mesaje și așa mai departe, toate țin să ajungem. Pentru că ați menționat cuvântul dovezi și trebuie să știm care sunt dovezile de care avem nevoie pentru a obține un astfel de ordin. Foarte important este să spunem că, deși vorbim despre ordin de protecție violență, el nu e tradus într-un dosar penal, deci nu vorbim despre dosare penale. Probele strânse în Ordinul de Protecție nu pot fi folosite într-o posibilă plângere penală. Plângerea penală vizează lovirea alte violențe raportat la tot ce înseamnă violența în familie, bineînțeles. Dar Ordinul de Protecție are o natură strict civilă, deși în instanță te întâlnești și cu un procuror, dar el este de ordin civil. Și atunci este acceptat orice fel de probă. Interogatoriu, înregistrări video, îi sfătuiesc și le sfătuiesc pe doamne, mai ales pentru că ele sunt predispuse unor asemenea fapte antisociale, să înregistreze. Nu este nimic în neregulă că îți înregistreze agresorul. Audio? Audio, okay. Video, de orice fel de natură. Nu este nimic în neregulă că ai un martor, nu este nimic în neregulă că vii cu mesajele text și cu atât mai mult dacă primești mail-uri, că se folosește și mail-urile, se mai șicanează și pe mail-uri. Toate lucrurile acestea fac parte din probatoriu care, puse în fața polițistului, duc pe mai departe la emiterea Ordinului de Protecție. Aș vrea să intervin, să vă spun că pe toată durata discuției noastre, colegii vor afișa în partea de jos a ecranului un tel verde destinat victimelor violenței domestice. Cred că îl vedeți și acum, ați putea să vi-l și notați și sper să nu fie nevoie de el, dar în cazul în care este nevoie, nu ezitați să-l apelați.
Vorbim un pic despre ordinul de restricție în continuare cu domnul avocat Adrian Cuculis. Cât e valabil un ordin de restricție? Avem două tipuri de ordine de protecție. Este ordinul de protecție emis de polițist, așa cum am spus mai devreme, prin apel la 112. Și atenție, polițistul, dacă constată orice fel de fapt antisocial în imobil, repet lucrul acesta, că poate ne-a ucis polițiștii. Pot intra în acel imobil fără niciun fel de problemă. Deci pot intra, este o infracțiune în desfășurare, pot intra. 5 zile teoretic, pentru că după astea 5 zile tu ajungi în fața instanței de judecată, procurorul confirmă ordinul sau din contră îl infirmă, dar dacă îl confirmă ajungi în fața instanței de judecată și poți primi un ordin de protecție definitiv, să-i spunem așa, care se poate duce către 12 luni de interdicție pentru agresor să facă anumite lucruri, să ia legătura cu tine, se apropie și așa mai departe. Scuze, am făcut o greșeală mai devreme și s-ar putea să fie important de discutat greșeala mea. Am zis ordin de restricție. Care e diferența? Sau, deci n-am zis ordin de protecție. Nu, am acceptat varianta asta, da? Pentru că în popor mai este cunoscut că e o restricție pe care ți-o aduce instanța de judecată de a te apropia. Dar este protecție și restricție în același timp pentru agresor. Am înțeles, și am crezut că sunt două diferite. Nu, apropo de treaba asta, e important să spunem că care sunt măsurile care pot fi luate. Ce se întâmplă? Adică, ok, ai primit ordinul și așa mai departe. Dar aici avem două părți. Poți să fii agresor, poți să fii victimă să nu-l respecti, să mergi către agresor. Adevărat. Nu știu dacă aș spune că victima ar încălca un ordin de protecție, ci mai degrabă nu ar dori protecția ordinului respectiv și atunci, odată ce nu-și dorește acea protecție, orice fel de restricție impusă prin ordinul de protecție dispare. Și atunci trebuie să înțelegem că dacă noi vrem în continuare să avem acea protecție și noi la rândul nostru, dacă suntem victime, trebuie să îl respectăm mai mult sau mai puțin, adică să nu ne apropiem noi de agresor. Ok, agresorul n-a respectat ordinul de protecție. Ce poate să pățească? Înainte de a vă spune treaba asta, hai să vedem care sunt limitele ordinului de protecție, pentru că ordinul de protecție presupune păstrarea unei distanțe, 100 de metri, 300 de metri față de, atenție, casă, loc de muncă, locuri pe unde frecventează victima, eu știu, merge la într-un anumit zon, la un coafor anume sau indiferent, și copiii pot fi incluși în acest ordin de protecție, ca agresorul, tată, de exemplu, sau concubin, să nu se apropie de copiii respectiv, sau de bunică, sau de mamă, sau de bunic, de toată familia extinsă. Așa. Și nu în ultimul rând, este foarte important pentru victimă să înțeleagă un lucru, pentru că am constatat treaba asta de multe ori. Dacă vrei să ai această distanță, să îți țină distanța față de tine, trebuie să accepți să ai un telefon după tine pe care poliția ți-l dă și ți-l setează în concordanță cu brățara electronică pe care o pune agresorului. Absolut. Bun, dacă nu-l respectă, e foarte important, nu mai avem mult timp, ce riscă? Dacă nu-l respectă, în primul rând vorbim despre intervenție imediată a poliției pe baza acelui dispozitiv de păstrare a distanței, pentru că le spunem și celor de acasă, noi vorbeam înainte de emisiune, dom'le, ok, e suficientă legea noastră pe care o avem acum, da, este suficientă, pentru că dacă tu ca victimă ai posibilitatea să ții distanța, poliția îl sună imediat și pe el și pe ea și oriunde te-i duce intervine un echipaj de poliție dacă nu este respectat ordinul de protecție, în câteva minute e poliția la tine la ușă. Și bineînțeles, dacă nu respectă, atunci se deschide un nou dosar penal, iar acel agresor care a primit doar o brățară și doar atât s-a întâmplat cu el și urmează, dacă vrea să-i facă victima o plângere penală, asta e, dacă nu, nu, să ajungă în spatele gratilor pentru încălcarea ordinului de protecție. Polițiștii chiar nu se joacă cu așa ceva, iar instanțele de judecată am observat că au început să emită ordine de protecție pe luni de zile foarte multe, respectiv 6 luni, 8 luni de zile, și atenție, se poate ajunge până la un an de zile de restricție. Cei care au probleme cu alcoolul sau cu substanțele interzise, sau cei care au un comportament, să-i spunem, ciudat sau antisocial ne la locul lui, pot ajunge să fie obligat să urmeze niște programe de reintegrare socială sau chiar să fie internați în centre de dezintoxicare. Mulțumim pentru informații, domnule avocat Adrian Cuculis. Noi revenim după o foarte scurtă pauză de publicitate.